Thank you.
Yeah.
Cărășiară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și curulea, Fecioară Maria, cu toți sfinții, pomenindu-o. Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, Cel ce ești preacurat, neîntinat, fără de început, nevăzut, necuprins, de nepătruns cu mintea neschimbană în trecut, nemăsurat și fără de răutate, care singură ai nemurire locuind în lumina cea apropiată, care ai făcut cerul și pământul și marea și toate cele zidite în ele, care plinești cererile mai înainte de cerere, ție ne rugăm și pe tine te chemăm, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Părintele Domnului nostru și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din pururea Fecioară Maria și preamărită născătoare de Dumnezeu, care mai înainte în cuvinte învățând, iar mai pe urmă cu fapta arătând, când a răbdat patima sa cea mântuitoare, ne-a dat nouă pildă smeriților și păcătoșilor și nevrednicilor robilor săi, ca să-ți aducem, Doamne, rugăciuni, cu capetele și cu genunchii plecați, pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale credincioșilor, însuți mult milostive iubitorile de oameni. Auzi-ne pe noi în orice zi te-am chemat, dar mai ales în această zi a cincizecimii, în care Domnul nostru Iisus Hristos, după ce s-a înălțat la ceruri și a așezut de-a dreapta Ta, Dumnezeule și Părinte, a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, care a așezut peste fiecare dintre trânsii și s-au umplut toți de harul Lui cel neîmpuținat și au grăit în alte limbi mărețile Tale și au prorocit. Deci auzi-ne pe noi care acum ne rugăm Ție și ți-aducem Ție acestea smeriții și osândiții și alungă, Doamne, robia sufletelor noastre, Cel ce cu milostivirea Ta mijlocești pentru noi. Primește-ne pe noi care cădem înaintea Ta și strigăm, am greșit înaintea Ta, suntem puși din pântecele noastre în greșeli. Tu ești Dumnezeul nostru, dar pentru că s-au scurs într-o deșertăciune zilele noastre, am pierdut ajutorul Tău și ne aflăm lipsiți de toată apărarea. Totuși, nădăjduind în îndurările Tale, strigăm. Păcatele tinereților noastre și cele din neștiință nu le pomeni, Doamne, cele ascunsele noastre curățește-le. Nu ne lepăda pe noi în vremea bătrâneților, când slăbește tăria noastră, nu ne părăsi pe noi. Mai înainte de a ne întoarce în pământ, învrednicește-ne să ne întoarcem la Tine și caută spre noi cu bună cuvință și cu har. Cumpănește fără de legile noastre cu îndurările Tale. Pune adâncul îndurărilor Tale împotriva mulțimii păcatelor noastre. Caută din înălțimea Ta cea Sfântă, Dumnezeule, spre poporul Tău, care stă înaintea Ta și așteaptă de la Tine mare milă. Cercetează-ne pe toți cu bunătatea Ta, izbăvește-ne pe toți de tirania diavolului, întărește viața noastră cu poruncile Tale cele sfinte și sfințitoare, înger credincios, păzitor, pune poporului Tău și pe toți ne adună în împărăția Ta. Dă iertare celor ce nădăjduiesc în Tine. Iartă-ne lor și nouă păcatele, curățește-ne cu lucrarea Sfântului Tău Duh, strică meșteșugurile vicleșugurilor împotriva noastră. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântate, Doamne, Stăpâne a tot ceitorule, care ai luminat ziua cu lumină de soare și noaptea ai făcut-o să lucreze cu raze ca de foc, Cel ce ne-ai învrănicit pe noi să trecem lungimea zilei și să ne apropiem de începutul nopții, ascultă rugăciunea noastră și a Îngerului Tău, întregului Tău popor, și ne iartă nouă tuturor păcatele noastre, cele de voie, cele fără de voie. Primește rugăciunile noastre, cele de seară, și trimite mulțimea milor Tale și a îndurărilor Tale peste moștenirea Ta.
Ocrotește-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, întrăznează-ne pe noi cu armele dreptății Tale, înconjoară-ne pe noi cu adevărul Tău, păzește-ne pe noi cu puterea Ta, mântuiește-ne pe noi de toată primejdia și de tot vicleșugul celui potrivnic și ne dăruiește nouă în această seară, cu noaptea ceva să vină, desăvârșită, sfântă, pașnică, fără de păcate, fără zminteală, fără nălucire, pentru rugăciune preasfintei născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților Tăi. Domnului să ne rugăm! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care într-o această viață cu noi fiind ai dăruit oamenilor pacea Ta, și harul preasfântului Tău Duh dăruiește pururea celor credincioși spre moștenire nestricată. Iar astăzi, m-ai arătat, ai trimis acest har ucenicilor Tăi și apostolilor și ai întărit buzele lor cu limbi de foc, prin care tot neamul omenesc, primind cunoștința de Dumnezeu, în a sa limbi și în auzul urechilor, ne-am luminat cu lumina Dumnezeirii Tale. Iar prin împărțirea limbilor de foc celor văzute cu lucrarea cea mai presus de fire, ne-am învățat a crede în Tine și ne-am luminat, a Te binecuvânta pe Tine, Dumnezeu, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Izvor de înțelepciune, har, deschide-ne nouă păcătoșilor buzele și ne învață cum se cuvine, pentru ce trebuie să ne rugăm. Pentru aceasta și noi păcătoși la pogorârea Sfântului Tău Duh ne rugăm bunătății Tale, câte am cerut, dăruiește-ni-le nouă spre mântuire. Auzi-ne pe noi din cerul Tău cel Sfânt, sfințește-ne pe noi cu puterea dreptei Tale cerei mântuitoare, acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor Tale și nu trece cu vederea făptura mâinilor Tale. Ție unuia am greșit, dar Ție unuia slujim. Nu știm să ne închinăm la Dumnezeu străin, nici să întindem mâinile noastre, Stăpâne, la alt Dumnezeu. Primește rugăciunile noastre ca o tămâie bine primită care se înalță înaintea împărăției Tale cele primite. Că Tu ești Dumnezeu care miluiești și mântuiești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Dumnezeu nostru, care ne-ai izbăvit pe noi de toată săgeata care zboară, izbăvește-ne pe noi de tot lucru ce umblă în întuneric, primește ca o jertfă de seară ridicarea mâinilor noastre, dăruiește sufletelor noastre umilință, cugetelor noastre grijă de întrebarea ce ni se va face nouă la judecata cea înfricoșătoare și dreaptă, depărtează de la noi toată nelucirea necuvincioasă, pofta cea vătămătoare și ne scoală pe noi la vremea rugăciunii întăriți într-o credință și sporând într-o poruncile Tale. Domnului să ne rugăm. Izvorul cel pururea, izvorător de viață și de lumină, putere creatoare împreună veșnic cu Tatăl, cel ce ai plinit cu prisosință toată rânduiala cea pentru mântuirea oamenilor, Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai rupt legăturile cele nedezlegate ale morții și încuietorile iadului, zdrobind mulțimea duhurilor celor viclene, cel ce te-a adus pe Tine pentru noi jertfă nevinovată, dându-ți spre junghiere trupul cel prea curat și neatins și neîntinat de niciun păcat, și prin această înfricoșătoare și de negrăit jertfire, te-ai dorit nouă pentru viața de veci. Cel ce te-ai pogorât la iad, ți-ai sfărâmat încuietorile cele veșnice și celor ce-și dau întuneric, le-ai arătat ieșire, iar pe șarpele cel din adânc, începătorul răutății, l-ai vânat cu înțelepciunea Ta, Dumnezeule, și l-ai legat în lanțurile întunericului și în iad l-ai încins cu puterea Ta cea nemăsurată, în focul cel nestins și într-un întunericul cel din afară, înțelepciunea Tatălui fiind, cea cu nume mare, Tu cel ce te-ai arătat, mare ajutător al celor nepăstuiți, ți-ai iluminat pe cei care își dau în întuneric și în umbra morții, Tu, Doamne, al slavei celei veșnice, Fiule iubit al preasfântului celui preanalt, lumină veșnică din lumină veșnică, soarea dreptății, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm Ție. Odihnește sufletele robilor Tăi, ale părinților, ale fraților noștri care au dormit mai înainte, și ale celor alte rudenii după trup și ale tuturor celor de o credință cu noi, pentru care și acum facem pomenire. Că stăpânirea Ta este peste tot și în mâna Ta ții toate marginile pământului. Stăpâne atoțiitorule, Dumnezeul al părinților și Doamne al milei, Făcătorul al neamului celui muritor și al celui nemuritor
și a toată firea omenească, care se zidește și iară se strică ziditorul al vieții și al morții, al trăirii celei de aici și al mutării celei de acolo, cel ce măsori anii celor vii și rânduiești ceasul morții, care duci și scoți din iad, cel ce legi într-o neputință și deslegi într-o putere, care tocmești cele de aici spre trebuință, orânduind cu folos cele viitoare. Cel ce ai însuflețit cu nădejdea învierii pe cei vătămați, cu boldul morții însuși, stăpânea tuturor, Dumnezeule, Mântuitorul nostru. Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, care și în această, mai de pe urmă, mare și mântuitoare zi a cincizecimii, ai arătat nouă taina sfintei, celei de o ființă și pururea veșnice, nedespărțite și neamestecate trăim, și ai vărsat bucurirea Duhului Sfânt și venirea Sfântului de viață, Făcătorului Tău Duh, în chip de limbi de foc peste Sfinții Tăi Apostoli, și punându-i pe ei vestitori ai credinței noastre, celei creștinești, i-a arătat mărturisitor și propovăduitor ai învățăturii cele adevărate despre Dumnezeu, care și la acest praznic, cu totul desăvârșit și mântuitor, ai binevoit a primi rugăciunile cele de mijlocire pentru cei ținuți în iad, dându-ne nouă mari nădejde, că vei trimite ușurare și mângâiere celor cuprinși de întristare apăsătoare. Auzi-ne pe noi, smeriții robii Tăi care ne rugăm Ție, și odihnește, Doamne, sufletele robilor Tăi, care mai înainte sunt adormiți, în loc luminat, în loc de odihnă, de unde a fugit durerea, întristarea și suferința. Așează sufletele lor în lăcașurile dreptilor. Fă-i vrednici, Doamne, de pace și de iertare, căci nu morții Te vor lauda pe Tine, Dumnezeule, și nici cei ce sunt în iad îndrăznesc a-Ți aduce mărturisire, ci noi, cei vii, Te binecuvântăm, Te rugăm și-Ți aducem Ție rugăciuni de milostivire și jertfe pentru sufletele lor. Amin. Domnului să ne rugăm! Dumnezeule cel mare și veșnic, cel sfânt și viitor de oameni, care ne-ai vrencit pe noi să stăm și în acest ceas înaintea slavei Tale cele neapropiate, spre cântare și lauda minunilor Tale, îndură-Te de noi, nevrednici robii Tăi, și ne dă nouă har, ca să Te aducem Ție cu inimă înfrântă și merită slăvirea cea întreit sfântă și mulțumire pentru darurile Tale cele mari, pe care le-ai făcut și le faci totdeauna cu noi. Adu-Ți aminte, Doamne, de neputința noastră și și nu ne pierde pe noi pentru fără de legile noastre, ci fă mină mare cu noi smeriții, ca scăpând de noaptea păcatului, să umblăm în lumina dreptății și îmbrăcându-ne cu armele luminii, să viețuim nemiruiți de toată uneltirea celui viclean și cu îndrăznire să Te preaslăvim pentru toate pe Tine, unul Dumnezeu cel adevărat și iubitor de oameni. Căci într-adevăr și cu dreptate este o mare taină, Stăpâne și Făcătorul tuturor, risipirea cea vremelnică a făpturilor Tale și după aceea alcătuirea din nou și odihna cea de veci. Ție-ți mulțumim pentru toate, pentru intrarea noastră în lumea aceasta, pentru ieșirea din ea, care după făgăduința Ta cea adevărată ne arbunesc nouă de mai înainte nădejdea învierii și a vieții celei nestricăcioase, pe care fă ca să o dobândim la a doua venire a Ta, ce va să fie. Că Tu ești și începătorul vieții noastre și judecătorul nemitralnic și iubitor de oameni și stăpân și domn al răsplătirii, care Te-ai făcut asemenea nou, părtaș trupului și sângelui, prin smerenia cea mare, și ai avut inimă plină de milostivire pentru pătimirile noastre cele fără de osândă, prin aceea că însuți fiind cercetat și cele pătimit, și ai pătimit, ai făcut ajutor de bunăvoie nouă celor supuși la încercări, pentru care ne-ai și adus pe noi de la a Ta nepătimire. Primește, dar, Stăpâne, cererile și rugăciunile noastre și odihnește pe toți părinții fiecăruia, pe mame, pe frați, pe surori, pe fii, pe cei dintr-o rudenie și dintr-o seminție, toate sufletele care au adormit mai înainte în nădejdea învierii și a vieții de veci, și așează sufletele și numele lor în cartea vieții.
în sângurile lui Avram, ale lui Isaac, ale lui Iacob, în latura celor vii, în împărăția cerurilor, în raiul desfătării, ducându-i pe toți prin îngerii tăi ce de lumină în sfintele tale lăcașuri, ridicând împreună și trupurile noastre în ziua în care ai hotărât, după făgăduințele tale cele sfinte și adevărate. Căci nu este, Doamne, moarte pentru robii tăi, când ieșim din trup și venim la tine, Dumnezeule, ci mutare de la cele triste la cele bune și vesele este o odihnă și bucurie. Iar de-am și greșit ție ceva, fii milostiv și nou și acelora, pentru că înaintea ta nimeni nu este curat de întinăciune, măcar de-ar fi viața lor numai de o singură zi, pentru că numai tu singur te-ai arătat pe pământ fără de păcat. Domnul nostru Iisus Hristos, prin care tot nădăjduim să dobândim mila și iertarea de păcate, pentru aceasta, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, desleagă, lasă și ne iartă nouă și acelora căderile în păcate, cele cu voie, cele fără de voie, cele cu știință și cele cu neștiință, cele arătate și cele ascunse, cele cu lucrul și cele cu gândul, cele cu cuvântul și cele din toate umbletele și mișcările noastre, și celor care s-au mutat de aici mai înainte, dăruiește-le izbăvire și iertare. Iar pe noi care suntem aici, ne binecuvintează, dăruiește-ne sfârșit bun și pașnic și nouă și întregului tău popor, revărsând asupra noastră îndurările milei și al iubirii de oameni la venirea ta cea înfricoșătoare și de temut vă nevrednici de împărăția ta. Amin. Dumnezeule cel mare și prea înalt, care singur ai nemurire și locuiește lumina cea neapropiată, care ai făcut toată făptura cu înțelepciune, despărțind lumina de întuneric și ai pus soarele spre stăpânirea zilei, iar luna și stelele spre stăpânirea nopții, care ne-ai brincit pe noi păcătoși în ziua de astăzi să întâmpinăm fața ta într-o mărturisire, să-ți aducem slujbă de seară, însuți iubitorule de oameni, îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea ta, primește-o ca pe o bineazmă cu bună miros și ne dă nouă această seară de acum și noapte care vine cu pace. Înarmează-ne cu armele luminii, izbăvește-ne de frica de noapte și de tot lucrul ce se petrece întuneric, dăruindu-ne nouă somnul ce ni l-ai dat spre odihnă, spre neputința noastră. Așa, Stăpâne, Doamne, care ai plecat cererile și te-ai pogorât pentru mântuirea neamului omenesc, caută spre robii tăi și spre moștenirea ta, că ție, judecătorului celui înfricoșător și iubitor de oameni, și-au plecat robii tăi capetele, s-au smerit grumajilor așteptând capetele și ajutorul cel de la oameni, nedăjduind mila și cerem mântuirea pe care îi păzești în toată vremea, în seara aceasta, în noaptea care va să vină de tot vrăjmașul și de toată lucrarea potrivnică a diavolului, de cugetele deșarte și de gândurile rele. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată, preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat ești, Hristoase, cum Stăpâne, trimite harul preasfântului tău Duh și de viață făcătorul care sfințește toate și sfințește cuvintele acestea. Amin. De harul preasfântului Domnului de viață făcătorului tău Duh care sfințește toate, sfințește, Doamne, ramurile acestea. Amin. Și acum trimite, Doamne, harul sfântului de viață făcătorului tău Duh, cel care sfințește toate
și sfințește, Doamne, ramurile acestea. Amin. Slavă ție, Hristoase, Mântuitorul nostru, nădejde noastră, slavă ție. Din sânurile Tatălui s-a îndeșertat pe sine și din cer pe pământ s-a coborât. Și a luat toată firea noastră cea omenească și a îndumnezeit-o, iar după aceea iarăși a suit la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatălui și a trimis peste Sfinții Săi Apostoli pe Duhul cel dumnezeiesc și sfânt, cel de o ființă și de o putere întocmai slăvit, împreună veșnic, și prin trânsurile a luminat pe ei și prin noi, pe toată, prin ei, pe toată lumea. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și tuturor lăudaților apostoli, de Dumnezeu propovăduitor și purtătorilor de Duh apostoli, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Să ne binecuvântăm prin oasele la oameni, cum ne-am promis. Mm-hmm.